Yo, salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Dead by Daylight România. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest nou episod și nu uitați să vă abonați, să apăsăm pe clopoțel pentru a vedea cel mai nou episod din seriile voastre preferate. Ei bine, astăzi voi încerca să fac ce m-ați provocat voi să fac și anume să încerc să plimb killerul cât pot eu de mult. Dacă l-aș plimba 2-3 minute, părerea mea e ok, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine și contează ce killerie, că pe unii nu pot să-i plimb deloc, adică poate să fie un, nu știu, un Myers cu Evil Within 3 sau o The Plague cu curat din prima și nu prea mai e amuzant. Dar, în fine, bye-bye. Ah, ok, super. Sau, da. Cu curat din prima, nu? Și mai chiar așa. Mă rog, nu-i bye. Ce nebun e. E nebună, vrea să-mi dea cu vomă. Dar nu-i bai. Am vinut pe mine, ce? Wow, acum mă ignoră pentru că m-am dus să îmi dea bolnăvinăciunea. Da, da, da. S-o crezi tu. Welcome to the fun house. Oh, shit. E nebună, bro, e nebună. Ce planuri are mă asta? Ok, ok, nu-i rău, nu-i rău. Ia să-i dau dinainte. Cât reușim să o plimbăm. Ok, încă vine după mine, asta e bine. Asta e fix ceea ce vreau. The Plague. Am fugit, hai. Vino mă în continuare după mine, ce s-a întâmplat? Așa, 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 așa. Bruh. Dai că trebuie să o atrag. Aici nu e nicio paletă, lol. Uf, uf, uf. Hai mă. Așa, vezi că știi? Vezi că știi să vii și aici? Dar paleta asta e puțin cam unsafe, sincer. Cât n-ai bare de gând? S-a grăbit? Ce nebună e. Risc enorm de mult. Dar e worth. Da. Cred că o să muștem o meala la un moment dat. Hai. M-a lăsat în pace, nu vine să cred. Da, deci am făcut-o să renunțe până la urmă. Oh, shit. Și-a luat curaptul, stai puțin.
stai puțin că e nasol. E nasol dacă și-a luat curaptă. Oh, nu. Oh, hell, na. Și-a luat curaptă, bro. Trebuie să fug. Până îi expiră, știi? O văd, o văd, o văd, din spatele meu. Hai de capul meu. Cât naiba să și reziști? Cum am trecut pe lângă ea, nici nu și-a dat seama ce s-a întâmplat acolo. Ca trenul, dar m-a văzut din păcate. Sau nu? Ba, cred că m-a văzut. Oh, shit, m-a văzut, m-a văzut. Mamă, frate, aproape. Aproape am ținut-o. Tot meciul. Holy schnitzel. Unde vrea să mă ducă? El are cârligul aproape. Și puteți să învățați ceva foarte simplu din toată treaba asta. Niciodată nu urmăriți o singură persoană dacă vedeți că e cât de cât capabilă. Adică eu care sunt un survivor slab pot să fac asta. Gândiți-vă ce pot să fac un survivor care într-adevăr e bun. Deci da. Probabil o să-mi facă tunneling. Da, mă cam așteptam la asta, dar să sperăm că, știi, nu prea, nu mai are curapt. Da, n-a fost să fie. Nu mă știe. Îi vomează pe ea. Păi, hai să încerc să beau din fântână. Și bineînțeles, exhaustul ăla blanau. Culmea e că degeaba ai aeronuil dacă asta tușești în continuu. Hai, lasă-mă, lasă-mă. Te roagă fratele tău. Nu mai e treabă cu mine, gata. Daionar. Oh, am găsit și lanternă. Frumos, frumos. Foarte epic. Nici nu mai e nevoie. Bine, primul meci. O să revenim imediat și cu cel de-al doilea meci. Gas Heaven. Nice. Hai să tracem killer-ul, gen. Îl facem să vină aici, dar și am observat că sunt cam leneși killerii, sincer. Dacă e prea departe de ei, nici măcar nu se obosesc să vină până la tine și se duc în altă parte. Și ce noi bai așa întunecat locul ăsta? What the fuck? Bro. Trecu pe lângă mine, lol. Unde mă duc, doamne? Ia-o și pe asta. Ena. Mă duc direct la casă. Ok, îmi place măcar vine direct după mine. E rapid într-așa, mă. E rapid să-mi bag piciorul. Oh my god, ce rapid e. Ce rapid e. Vai de capul meu. Cât de rapid e. Are basement-ul aici? Ei, asta a fost șansa întâi. Nu știu că face facecam. Ar fi culme. Bă, nu văd pe nimeni. Am blindness, ce naiba. Lol. Ciudățesc, mă.
Bine, puteam să-l mai țin de vorbă, vă dați seama. Mi-a luat și Decisive Strike. Dar le distrugeam o strapaleta și, na, am zis, fuck it. Și ce încrezător pornisem eu. Da, noi, băi. Oh. Ok, e după ăla. Știi, n-ar strica să mă duc să-mi dau heal. Mai ales când toată lumea are circle of healing. Sincer. Hai, repede. Bum, 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 bum. Merge cam greu. Haide, cel mai tare parc din joc la momentul actual, fără mișto. Hai, mă. Hai că murim aici de plictiseală. Sunt într-un dead zone, n-am nici măcar o paletă aici. Ok, treaba mea e să-i farmez pe ăștia. Sincer. Cum e prețul la gaz? Gasolin. Dar l-am văzut, gen. Pe cine urmărește? Oh my god. Dan Blaua. Ai paleta aici? Nice, nice. E bine, dacă ai paleta aici, ca să repar și-o. Și se pot sparge astea, by the way. Cal dracu, ce silențios e. Băgă-mi-aș. Ok, trebuie să fugi acum direct, nu mai stai la discuții. Tot aici e. S-ar putea să spargă ușile. Sincer. Mă caută. Ce mișto a devenit Gas Heaven-ul acum pentru killer. Cu alea pe care poți să le spargi cu ușile e chiar imbatabil. Bine, și așa în ultimul hal, vă dați seama. Dar ce mai contează? Domnul Rafe, aoleu, e fix acolo. Asta chiar nu-mi place deloc. Cât vrei, mă, să mă apropii? Până aici mă apropii, hai. Și îmi dau heal și gata. Vreau o urmărire așa foarte lungă, ce naiba? Durează prea mult. E prea bun. Glumesc. E ok. Decent, gen. Și mă bucur că am ping-ul bun. O și o să văd ca lumea. Și e în spatele meu. Mă ignoră complet. Hai că ți-l iau eu. Oh, what? Am zis că e ping-ul bun, dar să-mi bat piciorul. Dacă mai pomenit așa ceva. Îmi păstrez dead heart-ul. Am o leacă de timp. Să duce la ăla acum. Mă, ce pâine mei face? Nu e agresiv deloc. Killerul ăsta mă enervează. E antifan. Oh, salut. Normal că vreau heal mai rapid. E prea line să mă duc până acolo la totem. Îl iau direct aici. Ce perk șmecher este Iron Will, sincer. Nu se compară. Cel mai bun, dacă joci solo, ai nevoie de Iron Will. Dintre cele mai tari perk-uri. Top 5, lejer. Ok. Mă, o să-l prindă pe ăsta. Logic. M-a văzut? M-a văzut. Stai, ce vrea să facă? Bă, te văd. Hai după mine, așa. Trebuie să-l alergăm o leacă.
Wow, a renunțat deja? No way. No fucking way. Acel tunneling, though. Bă, dacă te puneai și tu mai aproape de paletă, era perfect. Fugi, acum n-ai ce să mai faci. O să-l prindești pe ăsta. Da, aaa. Păi ce ai făcut, bobiță? Și-a dat Death Hard-ul, ok, ești bun, am auzit de tine. Și? Pe mine nu vrea să-mi vină. Dar de ce, gen? Mă ignoră complet. El e ocupat cu ceilalți, mă. Nu se poate abține. M-a și văzut. Nu înțeleg de ce nu își sparge ferestrele astea, nu știu, zidurile astea. Mi se pare foarte ciudat. Chiar pot să-l prim mult. Aolo, mec, ce neregulă cu tine? Ce handicap te încearcă, sincer? Nu înțeleg. Ajutați-mă să înțeleg, gen. Te încearcă așa o boală gravă. Hai să mai facem body block. Bă, vezi să nu mori. Sau măcar ajungi, să ajungi și tu la o paletă. Aia, ciuciu. Logic, dar o să fac eu pe aia. Circle of feeling. Acolo e un cârlig în spate? Sau nu se pare mic? Bless. Rip. Da, nu mi-e teamă de el sau ceva. Deocamdată. Plus că joacă ciudat. Hai teme, ce va avea și asta? Avea un medkit by mama lui. Clopoțica. Da, mă, deci nu vrea să vină deloc după mine. Am încercat. Dar și când vine după aia să vezi. Să vezi și să nu crezi. Vă leu. Mamă. Ok. Ok, bine. Bă, ce? Nu cred că a căutat în dulap. Bă, nu mai sunt acolo. Am plecat de mult. Hai, sparge și tu aia. Așa. Frumos, frumos. Nu mă așteptam să ajungem chiar aici. What? Mă lasă să deschid poarta? N-ar fi rău un 20%. Dacă are noed, aia e. E slăbă, nu. Dacă are noed. Direct. Ok, lume, că asta a fost și cu episodul de astăzi din Dead by Daylight. Poate o să mai încercăm să mai facem ceva de genul, dar na. Cam atât pentru astăzi. Ia. Yeah. Ah, omul era consolist și rank ash. Deci, da. Să nu avem prea multe așteptări. Ok, mersi de vizionare. Ciao, les. Pa, pa.